Începând de joi și până la acest moment, polițiștii și jandarmii au aplicat 34.271 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 9,7 milioane de lei. Polițiștii rutieri au reținut în aceste zile 1.286 de permise de conducere, 262 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și 305 pentru depășirea vitezei legale. Totodată, au fost retrase 505 de certificate de înmatriculare. 400 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infracțiuni potrivit bilanțului făcut de Ministerul Afacerilor Interne. În perioada mini-vacanței de 1 mai au fost depistate 28 de persoane date în urmărire națională și 4 aflate în urmărire internațională. În Constanța, polițiștii au identificat 3 bărbați, pe numele cărora fusese emis mandat european de arestare de către autoritățile italiene, pentru comiterea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, sclavie și trafic de persoane. Cei 3 au fost prezentați instanței, care a confirmat mandatul european de arestare.